Autoritățile locale din Polu Vrage au realizat mai multe lucrări la peșteră în această perioadă, când aceasta este închisă. S-a luat decizia ca pe perioada stării de urgență peștera să fie închisă pentru turiști, dar în aceste săptămâni angajații de la primărie au efectuat mai multe lucrări. Turiștii nu au mai putut vizita peștera Polovragi în perioada stării de urgență. Ion Pătroescu, ghidul de la peșteră, spune că în perioada aceasta, când elevii luau cu asalt peștera având școala altfel, angajații de la primărie au efectuat mai multe lucrări. Perioada aceasta era destul de agitată pentru dumneavoastră. Este o perioadă în care, în anii trecuți, foarte multe școli aveau perioada aceea săptămâna școala altfel. Acum, din păcate, este liniște, dar vă dă dumneavoastră ocazia să faceți foarte multe lucrări la peșteră. Da, este adevărat. Nu cred că reușeam să pun atâtea lucruri la punct. O să vedeți, chiar la intrarea în peșteră, am confecționat niște grătare, la fel, din scândurile de brad. De asemenea, ne-am ocupat chiar aici, cum vedeți, în fața noastră, deci în această vatră dacică, la întreținerea structurilor, ca și a cabanei, deci mai întâi au fost lefuite și după aceea date cu ulei sau cu lac pentru întreținere. Deci orice rău se pare că a fost spre bine. Peștera are nevoie și ea la rândul de ordine și până la urmă, dacă lucrurile o să revină la normal, se uită și această perioadă mai grea prin care am trecut. Peștera Polovragi se găsește în Munții Căpățânii, pe malul Oltețului, la o altitudine de 670 de metri și la 20 de metri înălțime față de talvegul râului pe teritoriul comunei Polovragi, între localitățile Horezu și Baia de Fier.